siguranță se cunoaște faptul că în ultimii ani aerul pe care îl respirăm este din ce în ce mai poluat. De asemenea, se cunoaște faptul că aerul poluat poate dăuna în timp sănătății oamenilor, atât a adulților cât și a copiilor. Din ce în ce mai multe semnale de alarmă primim în ultimul timp de la specialiști. Aerul poluat poate cauza atât afecțiuni respiratorii, cât și afecțiuni cardiovasculare. Se cunoaște și faptul că tot pe calea aerului poți intra în contact cu diferiți alergeni, cu bacterii sau virusuri. Toată lumea cunoaște aceste lucruri, dar nu toată lumea cunoaște soluția Mayon, o soluție perfectă pentru cei care doresc să fie protejați de aerul poluat oriunde s-ar afla, pe stradă, în magazine, în autobuz, la teatru, la școală, practic în orice spațiu deschis sau închis. Cum reușește Mayon acest lucru? Prin puterea milioanelor de ioni negativi pe care îi degajă. Ionii negativi sunt benefici pentru sănătatea noastră, spre deosebire de ionii pozitivi. De ce? Pentru că ei ne îmbunătățesc starea de spirit, ne îmbunătățesc tonusul, calitatea somnului, neutralizează radicalii liberi, potențează funcționarea sistemului imunitar. Nu degeaba, ionii negativi sunt denumiți vitamine de aer. Pe lângă aceste beneficii, ionii negativi sunt și purificatori naturali ai aerului. Cum fac ei asta? Se atașează de particulele încărcate pozitiv din aer. Particulele încărcate pozitiv și ionii negativi se atrag și devin mai grele și cad mai repede pe pământ sau pe suprafețele din casă. Care sunt aceste particule? Exact cele de care nu avem nevoie, de care vrem să scăpăm. Diferite particule solide din aer, praf, bacterii, virusuri, polen, mucegai. Și haideți să cunoaștem Mayon. Există două modele, Mayon 01 și Mayon 02. Au aceleași caracteristici, doar culoarea diferă. 01 este argintiu, iar 02 este roz. Ambele generează 18 milioane de ion negativ pe centimetru cub de aer. Acționează pe o distanță de 30 de centimetri. Este foarte ușor, atât 01 cât și 02. Are doar 25 de grame și o înălțime de 6,6 centimetri. Timpul de încărcare este de 2-3 ore, iar timpul de utilizare de până la 10 ore. Al doilea model, Mayon Z Pro, negru cu auriu. Acesta generează 20 de milioane de ion negativ pe centimetru cub de aer și acționează pe o distanță de 50 de centimetri. Are 38 de grame, 7 centimetri înălțime, timpul de încărcare este de 3 ore, iar timpul de utilizare de 36 de ore. Toate trei funcționează pe bază de baterie lion și se încarcă exact ca un telefon. În concluzie, Mayon este un mini purificator de aer personal, inovator, brevetat, pe care îl puteți purta oricând și oriunde.